Sala de tenis de masă Gheorghe Bozga din Bistrița a fost gazda ediției 2013 a Cupei României la tenis de masă destinată juniorilor 1 și 2 și în acest an, ca și în anii precedenți, a participat la competiție și echipa CSM Zalău condusă de Victor Puie. Tenismenii zălăoane au avut o evoluție mai puțin reușită, întorcându-se la Zalău cu tolba goală. Doar doi sportivi zălăoani s-au remarcat la finalul competiției. Este vorba de Rareș Olăhuț, care a terminat concursul pe locul 9 la junior 2 și Andrei Margi, care s-a clasat la final pe locul 5 la juniori 1. Zălăuanul a fost învins în sferturile de finală cu scorul de 4-0 de Alexandru Manole de la CS Pristavu Câmpulung, sportiv care a ocupat locul 3 la finalul întrecerii.